Da. Suntem astăzi prezenți la cea de-a șasea ediție a Târgului de Paște, care a devenit o tradiție dragă nouă, în sensul că copiii, familiile, cadrele didactice, comunitatea întreagă participă cu trup și suflet pentru a-i ajuta din puținul nostru pe cei care astăzi soarta nu le-a fost propice, copiii bolnavi de cancer. Dacă în seriile precedente sumele care s-au adunat pentru a-i ajuta pe acești elevi au fost la peste 13.000 de lei, să sperăm că și astăzi, din ceea ce au realizat copiii noștri, având în vedere că avem 800, aproape 20 de elevi, care fiecare dintre ei a pus acolo o picătură din sufletul lui în ceea ce a realizat, și dacă acestea vor fi vândute, să sperăm că suma se va ridica la sau pe măsura așteptărilor. Asociația Little People de pe lângă Spitalul Oncologic din Cluj-Napoca va fi beneficiară acestor sume. Mulțumim tuturor celor care au participat pentru buna desfășurare, cadre didactice, copii, părinți, comunitatea locală, pentru ceea ce au făcut, pentru ceea ce au, cu ce au contribuit, pentru buna manifestare, pentru buna reușită a acțiunilor noastre. Iar copiilor care vor beneficia de acest ajutor, să le îndulcim viața nu prea frumoasă pe care o au, să aducem un strop de fericire, să aducem o rază de lumină de învierea Domnului. Fiecare elev din școala gimnazială Silvania s-a pregătit, s-a ostenit să facă câte un produs, unul câte unul, de la mic la mare. Au făcut câte un produs cu suflet și chiar s-au întrecut pe ei. Târgul de Paști este o sărbătoare importantă pentru noi elevi și pentru domnii profesori. Noi ne bucurăm că putem ajuta chiar în prag de sărbătoare. Fiecare bănuț pe care noi îl donăm se vor duce la copiii cu probleme. Noi avem niște produse foarte frumoase și așteptăm cumpărătorii. Eu împreună cu colegii mei am confecționat pentru Târgul de Paște mai multe produse. Avem aici figurine din scârți pictate și aranjate de noi. Avem ouă, coșulețe și mai multe produse făcute sau croșetate. Noi ne-am chinuit și am încercat să facem cât mai mult posibil ca să adunăm cât mai mulți bani pentru copiii care au boli, să le putem dona acești bani. Noi sperăm că o să vă placă produsele noastre și așteptăm cumpărătorii. Noi am pregătit astăzi pentru Paști coșulețe. Iepuraș de toate din lut și ne-am pictat multe lucruri din origami. Și care sunt acelea? Le-am vândut, că erau cele mai frumoase. Am vândut. S-au vândut, că au fost ele. Ce zici?